Da, și-a Salut! trezit. Ia uite, hai vino încoace să-l vezi. Mamă, Bună grălașoarecele de câmp. Ia uite-l mă pe măimuțul. Și tu te-ai trezit? Da, aia, să vezi ce mănâncă acum cu noi împreună. Ia să vedem cum se mănâncă, dragă, cum? Cum se mănâncă aici? Doamne, cum se mănâncă aici? Uite-te la el ce impresionat. Să în viața lui n-am mai simțit atâtea mirosuri diferite. Mă, puță, să nu faci pișu pe tine. Ia. Intrăm? E ok? Porto, tu ești Porto? Da, Aramis, eu sunt. Cel mai mare șoarece de pe planeta Pământ. Ia uite-mă. Doamne, sunt gata să fac un pișu cât mile de mare. S-a trezit acum? Păi după pișu, oameni buni, să știți că ăștia mici, după ce dorm, se duc la pișu. Unde face el pișu de obicei? La mine în cameră. Ah, păi și n-are un pamper, sunt ceva? Are acolo. Ia să vedem unde. Pentru că facem un lucru, astăzi avem o premieră, facem evaluarea cu un titel în vârstă de 2 luni, se numește Porto, într-adevăr. Vedeți, tot un labrador. Este luna labradorilor. Pui. Dragi prieteni, ne aflăm aici pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional și astăzi îl avem ca erou al clipului nostru pe Porto, un cățeluș în vârstă de 2 luni de zile pe care am venit să-l văd. E pentru prima oară când ne întâlnim și astăzi vom vorbi cu stăpânii lui, Cătălin și Robert, despre cum să se joace cu cățelul într-un fel în care să-l și educe și ce să facă în interacțiunea cu el ca să fie totul corect, ca să crească un cățel bun, un cățel educat și care își înțelege stăpânii la fel cum și stăpânii învață la rândul lor să-l înțeleagă pe el. Puii ar trebui să învețe de mici să facă câte ceva pentru mâncare. Așa se obișnuiesc toată viața lor și atunci când vor fi adulți, sunt întotdeauna disponibili să facă ceea ce le cerem pentru a câștiga ceea ce își doresc. Și în cazul unui pui, mâncarea este cea mai importantă. Până să ne jucăm un pic cu clickerul și să îi arăt lui Robert, care m-a întrebat cum să folosim clickerul să fie bine și cățelușul nostru să se bucure întru totul de sunetul acesta magic. Dacă observați, pentru el acest sunet nu înseamnă nimic, e doar un sunet. N-are legătură cu nimic. O să vedeți transformarea când vom asocia acest sunet cu ceea ce îl interesează pe el cel mai mult. Și vorbeam cu Robert mai devreme și povesteam că pe un cățeluș de vârsta lui cel mai mult îl interesează mâncarea. Știți din clipul anterior despre prima interacțiune cu sunetul clickerului a puiului de Labrador Oscar, îl găsiți acolo în playlistul predresaj. Uitați-vă cât de important sunt pentru acest cățeluș. El doarme pe el, nu? Doarme pe el cu mine de față. Băi, am venit la tine în vizită să facem urări, să facem aho, aho, pitici și frați. Haideți sus și nu mai mâncați degeaba, da? Ok, deci am vorbit câte ceva despre cum trebuie să tratăm puiul, cum să îl ducem. N-am captat pe camera video, dar va rămâne să într-un clip următor să vorbim despre asta în detaliu cu ilustrație. Dar până atunci, până să dăm drumul camerei de filmat, am discutat despre când face câinele nevoile, cum trebuie să îl obișnuim cu un spațiu restrâns să înceapă să se și abțină de la nevoi, cât să-i lăsăm apa să bea, când să-i o lăsăm și așa mai departe. Până una alta, va fi o premieră, îl vom surprinde pe Porto cu asocierea asta între mâncare și clicker. Este primul moment în care el se va activa, îl vedeți, acum doarme pe el, dar se va activa pentru că instinctul de hrană este la putere. Ia să vedem. Așa, unde spuneai că ai pus? Aici. Deci, e aici un sunet, vedeți cum se activează?
Deci pui sunt ca niște mici roboței. Pui sunt ca niște mici roboței când aud sunetul magic al boabelor. Gata. Asta înseamnă puterea extraordinară a instinctului și instinctul primar la acești cățeluși de această vârstă este mâncarea. E, eu vă invit să folosiți acest instinct și această putere pe care o are mâncarea pentru acest puiuți la maximum, ca să-i faceți să fie niște cățeluși absolut demențial când vine vorba de educație și de cooperarea cu noi. Uitați-vă un pic. El vede mâncarea, da? Este nebunit după mâncare. Acum, deja am mâncare în mână și simte și mirosul. Uitați-vă un pic. N-are absolut nicio asociere cu sunetul clickerului, da? Însă eu voi crea în acest moment această asociere. Deci este important să dăm click și să dăm mâncare puiului. Dăm click, dăm mâncare puiului. Tocmai vorbeam cu Robert mai devreme și îi spuneam care este diferența la acești cățeluși între instinctul de vânătoare, că îmi povestea cum se joacă cu mingea cu el, și apoi, ca și cum am face niște probleme de matematică, mi-a dat o problemă cu virgulă când m-a întrebat și dacă folosesc clickerul atunci când el fuge după minge și mi-o aduce, ce se întâmplă. Și am povestit că dacă folosim clickerul și mâncarea atunci când ne jucăm cu minge, el va renunța la minge total, deci instinctul de vânătoare pe care îl are anulat total de acest instinct super puternic care este instinctul de hrană. Deci i-am recomandat lui și vă recomand și vouă ca atunci când lucrați cu mâncare cu puii de această vârstă să nu combinați jocul cu obiecte de aport cu mâncare, să lucrezi doar cu mâncare. Când vreți să vă jucați cu obiecte de aport, să schimbați între ele jucăriile, după care el aleargă, le aportează și le aduce, să o faceți doar cu jucării și să rămâneți pe acel instinct de vânătoare. El de obicei fuge după mingiuță, da? Vedeți că nu-l interesează? Nu-l interesează pentru că... Au, 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 ce-mi faci? Ce-mi faci? Zăpăcilă, nu-l interesează. Pentru că știe că e deja mâncare. Uite, Robert ne-a dat răspunsul, vedeți? Nu vrea după minge. Că noi ne-am jucat cu el și... E bine, e bine. I-am spune. Arătat mâncarea și el nu se mai ducea și acum face pipi. Aaaa, face pipi. Exact ce vorbeam mai devreme, acest cățeluș trebuie să treacă printr-un mic program de obișnuire să facă la locul lui, pentru că, dragi prieteni, cățelușii după ce se agită, așa cum a făcut-o el acum, se opresc să facă pișul. După ce se trezesc din somn, se opresc, se duc să facă pișul. Deci trebuie să sincronizăm cumva programele noastre și să-l surprindem înainte de a face el oriunde, să-l ducem la locul lui. Acum vom șterge. Hai. Apropo de ce vorbeam cu Robert mai devreme, nu întâmplător am făcut acest decor aici, să îi arăt cam ce poate repeta cu cățelușul în fiecare zi, ca să îl învețe să fie prietenos cu el, să fie atent la el, să facă ceea ce îi spune. Am pus aici căunelul acesta. Și acum cumva eu o să-l fac pe cățeluș să se urce pe acest căunel, da? Și va face, în momentul în care se va sui pe căunel, eu îi dau recompensa aici, da? O descoperă aici sus. Dau click, iar îi las aici. Mie mi s-a întâmplat azi, nu asta, mi s-a întâmplat, bine, mi s-a mai întâmplat când dormeam să sară așa cu mâinile sau... Cu labele, da. Da, labele. Și la un moment dat țineam mâna în jos și m-am mușcat de ea. Te ronțăia de mână. Păi da, că... Așa cum îți folosești tu mâinile când faci jocuri pe calculator și ți iese de ești campion la nivelul 16, așa el folosește dinții.
nu are mâini ca noi să le folosească și folosește dinți. Bun, deci încep, Robert, încep să-l învăț că el poate declanșa acest sunet doar dacă cumva se va duce, se va urca cu picioarele acolo. La ce îmi folosește asta? Păi dacă e cu picioarele acolo cocoțat, este cumva ocupat și nu mai sare cu labele pe mine. Înțelegi? El, ca să primească ceea ce își dorește, nu mă mai va mai zgâria pe mine, ok? Și va ști că trebuie să se ducă la distanță, să atingă acolo pentru a primi mâncare. Deci nu va mai primi că mă ia cu labele și mă zgârie, da, cum face acum, ci va învăța că dacă se duce și stă la distanță de mine cu minte, acolo va primi recompensa. Deci, pentru asta, eu îi voi induce cumva urcarea acolo. Și atunci va înțelege un lucru pentru prima oară. De ce să vină să sară cu labele pe mine, când pur și simplu poate să stea la distanță de mine cu labele pe ceva și atunci mă va face... Mă va face întâi să scot acest sunet magic, nu? Da. Și să primească mâncare, da? Deci, se numește targeting în engleză. Deci, practic, el face treaba asta, da? E, ca să-l scot de acolo și să mai poată face încă o dată, îi arunc recompensa. Deci, dau click pentru că e cu picioarele acolo, iar arunc recompensa. Vedeți, trebuie să stea obiectele pe care le învățați pe un cauciuc. Să nu alunece, să n-aibă experiențe neplăcute vis-a-vis de suitul pe... sau vis-a-vis de îndrăzneala pe care o are de a încerca să facă ceva. Acum se uită la mâncarea mea, nu primește. Bineînțeles că nu știe încă ce să facă exact, dar eu sunt aici să-l ajut. Și atunci mă duc din nou în zona aceasta și îl învăț că aici se întâmplă lucrurile. O să vedeți că va începe să-mi o ia înainte atunci când vom exersa din nou. Se va duce înainte de a-i mai arăta eu, pentru că știe că sunetul se declanșează acolo. Va veni un moment, Robert, în care pur și simplu nu faci nimic și aștepți. Da? Aștepți și îl ignori. El, dacă vede că nu se întâmplă nimic, încearcă să facă ceva, să te facă să te miști, să apeși pe butonul ăsta. Și atunci va încerca ce îi se pare lui că a înțeles, să se ducă să atingă acolo, da? Până atunci îi mai arăt un pic, aici nu se întâmplă nimic, degeaba sare, și mă duc din nou și arăt că aici undeva se întâmplă lucrurile și chiar se întâmplă, da? Deci vezi, el singur, prin faptul că s-a suit cu labele acolo, m-a făcut să scot acest sunet, da? Dar îl ajuți. Când ți se pare că nu înțelege, îl ajuți. Vezi, sunt în zonă. El va... acum se gândește un pic. Bă, ce fac? Cum fac? Acolo se întâmplă lucruri. Dar cum naiba fac ca să... Opa! Zăpăcilă! Zăpăcilă! El acum vrea cu toate labele. Se uită la mine, îl trimit după bobiță. Da? E, practic, el își câștigă mâncarea ascultând, făcând ceva, concentrându-se pe ceva și astfel obosește. Și când interacționează cu noi, are un alt tip de a se juca cu noi, de a interacționa cu noi, ci pur și simplu, în loc să sară să ne muște, va încerca să facă lucruri care îi vor aduce profitul, că să mă muște de mână nu-i va aduce niciun pic de mâncare, da? Să mă zgârie cu labele nu-i va aduce nimic profitabil. E, încearcă altceva după aceea, după ce elimină toate opțiunile, încearcă altceva și anume... Să se suie cu labele. Da, da, exact. Și acum eu punctez, ia uite-te băi piticule cât ai câștigat, băi piticule, băi când ești tu... deștept așa. Și uite, dau, insist pe apăsarea butonului, tocmai să înțeleagă că, băi, butonul ăsta, sunetul ăsta are legătură cu mâncarea, da? Bun. Acesta ar fi un exercițiu
cum câștigăm mâncarea? Ia să vedem. El este, vedeți, este foarte agitat. El știe că e mâncare aici, ar vrea-o, dar trebuie să înțeleagă cum să facă lucrurile. Și îi arăt că aici se întâmplă. Încă am văzut bobița aia și... Știu, dar eu sunt atent. Și mă folosesc de faptul că el a văzut bobița aia și s-a ridicat și totuși dau click și arăt că are de câștigat, da? Mă, și oare ce? Când este sus aici, aici este frumusețea. Când este sus aici cu picioarele, da? Eu îl pot mângâia și da mâncare, Robert, da? La halit! Acum dă-l jos. Și acum a durat iar la scaun.